Bună ziua încă o dată. Bună. Domnul Oleg, pe data de 10 luna întâi au fost 3 persoane acasă la mine. Unul ținea pe băiet ca să nu mă apere fostul soț. A doilea, fostul soț, m-a pălit odată în cap și 2 ori în față. Asta se întâmplă la Căușeni, acasă la mata. Da, da. Dar ești divorțată cu soțul de mulți ani. De 14 ani sunt divorțată. Și s-a emis periodic ordonanțe de protecție, dar el nu le respectă. Nu, i-o dat o ordonanță de respecție. Odată i-o dat, a doilea oară o dat și acum iară trebuie și de ei. Am rugat doar nu se dea ordonanță de respecție, doar să facă cumva măcar o an de zile să-i dea închisoare. Sau măcar, da, închisoare măcar condiționat, dar să fie condamnat, să nu creadă că poate scăpa cu ordonanțe de protecție pe care le încalcă. Da, eu le-am dorit, zic, măcar uslovnă, ca el să aibă oricare frică. Pentru că asta nu se întâmplă un an, o 2 sau o 3. Asta se întâmplă de 40 de ani. Bun, da. Și el, dacă sunteți divorțați, el trăiește în altă parte. Trăiește la fiica, a zis că nu? El trăiește la fiica. Așa. Dar vine la dumneavoastră unde trăiți cu băietul, bolnav, și vă agresează pe amândoi. Da. Și poliția emite doar ordonanță de protecție sau i-a pus și amenzi. Dar ce vă spun, la poliție, când chiar prima dată când am o scris cerere în ziua și e pe data de 10, polițistul care a fost dejurnic nu a scris că m-a pălit în cap, a scris că numai față. De la sud de expert, odată s-a dus fără mine și a dat polițistul fără mine. De acolo, odată că eu n-am comoții cerebrale. M-a chemat pe 26 luna a doua și spune că n-am. M-am dus în sângură la sud de expert. Am întrebat, spuneți-mi, vă rog, de unde s-a luat că n-am comoții cerebrale? Eu am luat 2 spitaluri, că da, într-adevăr, comoții cerebrale. Dar de unde s-a luat că eu n-am comoții cerebrale? Eu am stat într-un spital, m-am lecuit 10 zile. După asta, în alt spital am fost iar la urgență în Chișinău, că am chicat în rutieră, mi-am pierdut cunoștința. Aici am intrat în curs de legumieri, mi-a dat medicul de familie. Și m-am dus acolo la Chișinău și întreb la Chișinău, de unde s-a luat așa ceva? Domnului să uită chiar șeful de la spitalul de... Și îmi lămurește așa, că au zis că aceste documente nu au fost date, că eu am dat extrasurile ca de la spitaluri. Și el îi spune, el nu mi-a dat extrasurile astea, eu nu știu de unde s-a luat așa ceva. Le-au citit-le și ne-au lămurit. Te duci, te rog, înapoi și lasă să-ți dai polițistul de sector să-ți dai îndreptare la noi. Și te-au purtat pe drumuri de la Căușeni la Chișinău și... Da, m-am dus, iar am deși mi-o dat, cam nu prevroie, el să-mi dă îndreptare încolo încoace, dar mi-o dat-o, cu sfadă, cu șiudă, mi-o dat-o. M-am dus acolo, am dus acolo, iară din nou, erau acolo 2 medici. Mă întreabă ce s-a întâmplat, zic, eu nu sunt de acord cu studiul expertul. Iau, eu am de la 2 spitaluri, carticica o am, dă și carticica, îi dă și carticica de la spital. Să uite, nici nu s-a uitat să citească ceva nimic. O zis așa, n-aveți comocii cerebrale, v-o scris prima dată și acum iară. Zic, dar plămuriți-mi unii dumnealui, care e ca Buga Marin, care a scris expertiza. Da, de unde luați el dacă n-a? Ați fost la Corolenco 8, da? Da. Și el îmi spune că nu-i și gata. Deci eu medicii unde v-ați tratat spun că ați avut comoție cerebrală, medicul legist zice că nu și dă expertiză greșită, falsă. Da, și eu i-am lămurit, cum asta, lămuriți-i. Da, și mă scuzați, vă spun corect, tot fac și polițistul de sector. Pentru că el când a fost în ziua și când m-a bătut, tot fostul soț a intrat în casă și m-a spus, sunați-l de noi că el știe tot. Dar noi îl cheamă pe sectorist. Sectorist, da. Și s-au mai întâmplat tot cazuri, când sunt tot tare, tare multe cazuri, el face ea ca... Ui... Pe fișor când l-au bătut îl... Dar pentru bătaia asta de astă iarnă ce a fost până la urmă? L-au amendat sau deschis dosar penal sau... I-o dat numai curat ea că 9 zile odată și a doilea o peste 3 luni dat iară 90 de zile și acum o zis că să-i dăi ori să mături drumurile, ori să-i dăi 90 de zile. Doar asta nu se schimbă nimic. 90 de zile e ordonanță de protecție pentru dumneavoastră și pentru băiat, să nu se mai apropie de casă. Dar pedeapsă pentru bătaie? O amendă ceva? Amendă 100 de lei. Asta e ca încurajare, parcă l-o mângâiet pe cap și eu zis, hai să mai faci, așa ca să te coste ieftin. Dar până pe data 26, în luna 8-a, tot l-a bătut pe băiet, fost soț. Și domnul, când s-a dus la domnul Cescovei să-i dă copie, dumnealui și-a ptat spac, a zis că deși nu sunt la mine, deși sunt la 112. Dar dacă e urgență, dacă te bate, sunt la numărul scurt, nu? El tare, tare lucrări pe băiet, că zic și ocazie, nu trebuie să suni la 112, dar suni la dânsul. Suni la dâns ca să stupi tot acestea. Dar nu v-ați plâns la inspectoratul de poliție, că e tot în oraș. Dacă sunteți în Căușeni, centru raional, vă plângeți la inspectorat, la superiorii sectoristului. Și cereți să ocupe altcineva de cazul ăsta. M-am adresat la șeful de poliție și mi-a dat că asta nu s-a întâmplat nimic. Pe el pe data 10 m-a bătut și pe data 21. Pe data 21 Bobșeni a scris că nu se iei nici cu dânsul măsuri. Că nu sunt semnate toate acestea. Nu sunt semnate în ce sens? Nu sunt notate plângerile dumneavoastră sau nu sunt importante leziunile sau ce nu sunt semnate? Așa mi-a lămurit că a zis că el nu m-a atras de halat și mi-a rupt halatul, dar nu m-a vinețit, nu mi-a făcut nimic. Da, așteaptă să te învinețească sau să te omoare. Dar eu și așa am trauma asta că m-a fost astăzi și mi-a luat medicamente, o grămadă de medicamente. Dar cum a fost bătaia de asta iar? Nu a fost ultima, de atunci nu v-a mai bătut? De atunci, pentru că el încă acasă nu vine, nu-i se dă voie să vină. Cum a fost ultima bătaie? A venit la dumneavoastră acasă și... Pe data de 10, eu venit acasă cu 3 persoane. O persoană îl ține pe băiet, ca el să nu mă scape. A doilea persoană a fost o soț, m-a pălit deasupra capului cu pumnul și 2 ori în față. A fost. A treilea persoană s-a procheat aproape de cuhne și mă numea cu niște cuvinte foarte, foarte murdare și mi-a anunțat că încă-ți dau 2 la bot. A fost 2 mașini de poliție. Când a sunat la 112, au fost 2 mașini de poliție. A fost de la salvare. De la salvare m-a spălat, nu că eram plină de sânge, mi-a acordat primul ajutor, mulțumesc doamnelor, și m-a luat la spital. Polițistul în ziua și el nu a scris, că eu nici nu m-a uitat, ei mi-a spus că a scris 7 cereri. Zic, i-am dat să mă aud cu unii 7 cereri, știi, cu numai 2 cereri a scris. Ia ca 7 și așa numai mi-ar atac să mai scălesc. Și n-ați avut avocat să vă apere, să vă sfătuiască, ce semnați, ce nu? Nu, am avut avocat, am luat un avocat din Chișinău, mi l-a dat la protecție și a fost acum la sud, dar a stat fata și s-a uitat și ce pot să spun. Dar când m-a dus... Dar sudul, judecata despre ce a fost? Eu zis că pentru că nu ne putem înțelege în familie, protecție de familie. Înseamnă că violență domestică, da. Dar ce fel de violență domestică dacă sunteți divorțați de atâta ani? Eu nu știu, domnul de noi... Dar cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe soțul? Să mă uit pe site dacă este așa proces la Căușeni. Movileanu Vasilii Vasilici. Și când a fost ultima ședință? Pe data de 22, luna aceasta. Înseamnă că e dosar penal totuși, da? Mi-a spus că nu-i dosar penal, o zis că în familie. Păi... Violență în familie n-are de ce să fie, v-am zis. Nu știu de ce cauză e așa. Movileanu Vasile, pe 29 iunie o să mai fie un proces la ora 2, la judecătoarea Ana Costiuc, da? Da, da. Acum tot când a fost pe 22, tot la ea a fost. Și articolul 78, alineat prim, violența în familie, complexitate de gradul 2. Da, asta înseamnă anul e contravențional. E ciudat. Și ce riscă? Nu știți ce amendă i-a aplicat sau ce-a făcut acolo. Asta e bătaie de joc. În primul rând, nu-i violență în familie. mai degrabă e violare de domiciliu și se aplică codul penal, mai ales că e făcut în grup, că erau trei, nu, agresori. Deci clar trebuie cerută recalificarea, dacă te mai duci pe 29, pe 22 a fost, alaltă ieri a fost ultima ședință, da? Pe 29 când te mai duci la judecătoarea Costiuc, cere să se transforme dosar penal. Spune că nu sunteți soți, spune că nu sunteți soți, că sunteți divorțați de mult și nu-i violență în familie, că ei erau un grup contrat în domiciliul dumneavoastră, care vă aparține numai dumneavoastră, nu? Nu-i aparține și lui casa aceea. Da, ei ține că i-a părținit și lui de asta, pentru că eu am dat la alimente, el nu s-a prezentat. Am dat la răzvod, el nu s-a prezentat. Dar la, la împărțirea casă atunci n-am dat, că n-am avut putere. Păi stai alea, că nu s-a prezentat, dar divorțul a avut loc, nu? Da, divorțul l-am. Divorțul l-am, dar el atunci nu s-a... De câți ani sunteți divorțați? De 14 ani, de 2006. Și chiar dacă nu s-a prezentat, divorțul a avut loc. Dar partajarea casei, averii, cum s-a făcut? S-a împărțit averea? Zici că le-ai dat la alimente. Dar copilul... Nu s-a împărțit nimic. Eu nu m-am dat la răzvod și la alimente. Dar eu așa am înțeles că dacă în timp de... Înainte era zaconul cu 3 ani de zile. Dar acum e zaconul la timp 6 ani de zile. Dacă el nu se iese nimic din partea la casă, el n-are nimic din el, eu nu știu. Ei, nu știu, înseamnă că nu știu. Cel puțin el nu poate fi acuzat de violare de domiciliu. Dar ceilalți doi care au venit cu el, aceia pot fi acuzați penal pentru violare de domiciliu, pentru că nu i-ați acceptat să vină acasă. Dar pe de altă parte au venit la el, putem să zicem, în partea lui de casă. Nu știu, trebuie să rezolvați tot cu avocat de stat, întrebați și neapărat lămuriți situația cui aparține casa. Ca să știți pe viitor că el o să vină continuu la casa aceea și o să zic că e a lui și o să vină și cu 100 de oameni și o să trebuia să-i primești. Întreabă neapărat avocatul și cere neapărat instanței să califice penal cazul ăsta, nu contravențional, pentru că nu sunteți familie. Nu-i... violență domestică. Nu sunteți familie. E un străin care a venit și v-a agresat. Încă, să mă scuzați să vă lămuresc un lucru. Când m-am dus la dânsul, am cerut cererile de pe data de 10 și de data 21 la domnul polițist de sector să-mi dăie copiile la cererile astea. Dumnealui mi-a spus așa, din potrivă eu nu ți le dau copiile astea. Din principiu, nu ți le dau. Și mata nu poți porni camera să înregistrezi, cum spune el, că din principiu nu-ți dau asta. Acum în judecată, până pe 29, poți să te duci să ceri dosarul și să fotografiezi toate documentele care le vrei. Că ai dreptul de acces la dosar, că ești parte în dosar, ești parte vătămată în dosar. Victimă ești. Du-te oricând în zi de lucru și ceri dosarul să-l vezi și fotografiază tot și trimite avocatului sau trimite mie. Eu nu știu, dar ce fel de avocați mai găsesc, pentru că eu... Dar ți-l-a dat de stat și n-ai încredere în trăiești de stat, da? Dar n-am încredere în nimeni, dacă e așa ceva face, el e ca... Eu nu știu. Dar avocatul ce te-a sfătuit? Iată, când ai grăit cu avocatul care ți-l-a dat de stat, și te-a sfătuit? Și se cere în instanță? Eu ne-a spus așa, când ne-a spus chiar că nu a fost acum la sud, o stat și nu a zis nimic. Și când la unul mă întreabă sudeaua, ce dorești? Dar eu zic că aș doresc și eu, o pedeapsă oricare, nu zic să sudească, dar măcar să aibă o frică ca să ia acasă, să nu întindă mâna la mine, la băiat. Putem să-i dăm ori 90 de zile, putem să-i dăm ori să măture drumurile. Pedeapsă, ia dă-ți mă uit chiar la cât am zis noi că e articolul? 78? 78. Dar ce ai zis că e femeie care te apără? Da, da. Maltratarea sau alte acțiuni violente comise de un membru al familiei în privința altui membru al familiei care au provocat vătămare neînsemnată a integrității corporale se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 7 la 15 zile. Spune instanței că nu sunteți familie și că trebuie calificat altfel fapta lui sau să-i dea arest. Lasă să stea 2 săptămâni închis pentru că se repetă, pentru că a câta oară vine și pentru că erau mai mulți și tot așa. Măcar să-i dea 2 săptămâni de arest și să vezi cum o să se liniștească. Că nu-i deloc plăcut să stai închis 2 săptămâni. M-a dus polițistul de sector, au luat și m-a dus la protecție în familie, că să mă ajute. Că mă duc acolo, de acolo el lămurește. Ap să mă scuz, să-mi trebuie să-ți iei copilul și te duci jumătate de ani univa ca să liniștească. Sau să-ți pui sângurul din banii lui sângurul, să-ți tragi gard între voi, să-ți pui gaz, să-ți pui apă, să-ți pui bani în partea aslantă. Zic, doar e tot de munca mea banii. El a dat o copie cât de una. El toată viața, nici pe casă, a fost la soacră, au trăit 2 ani de zile, au fost pe la mândri, să mă scuzați, pe unii numai nu au fost. Dar-i treaba lui, viața lui privată și te bași, mă ta în viața lui. Lămuriți-vă cu casa, lămuriți-vă care parte a lui și care e a dumneavoastră și în camerele dumneavoastră să nu aibă ce căuta, ca să cheme dosar penal, violare de domiciliu dacă vine în partea dumneavoastră de casă. Indiferent dacă este gard sau nu, el n-are voie să treacă partea aceea. Dar așa, acum, cât timp n-ați împărțit casa sau nu știi ce statut are casa aceea, el vine ca la el acasă, chiar dacă de 14 ani sunteți divorțați. Pe dânsul al învață pe dânsul. Eu nu înțeleg și ocazii, deși cauță așa de multă parare îi face domnul polițist de sectoriu, închipuire n-am. Poate să la fiecare pas. Nu știu nici eu. Poate sunt rude, poate îi plătește ceva, nu știu nici eu. Nu pot să știu nimic, pentru că asta solidaritate de bărbați, poate așa între bărbați să ajută unii pe alții, dar avocata așa și n-am precizat, e bărbat sau femeie care te apără pe mata? Fetiță. Ia că și fetița aceea nu are deloc grijă să se intereseze de dosare, să-ți spună ce să faci. Întreabă neapărat până la ședința de judecată dacă se poate de cerut dosar penal. Și dacă nu, întreabă cum să partajați casa și tot așa, să mergi mai departe în instanță, să împărțiți casa cu bărbatul, cu fostul soț, ca să nu mai vină ca la el acasă. El acum la sud l-a întrebat, chiar că tu, cum din partea la casă, dar el așa o lămurit. Mie casă nu-mi trebuiești. Mie nu-mi trebuiești casă, ia că eu azi mă stăru să mă liniștesc. El doar folosește casa aceea ca și cuiul pe piele. Vine din când în când și îl folosește. Nu are nevoie, dar vine din când în când și o folosește. Trebuie stabilit prin lege. Lui rămâne cotețul de găini și camera ca și mare, de exemplu, și gata. Trebuie să vă lămuriți, partajați cumva locuința aceea. Sau dacă zici că nu-i trebuie, lasă scrie în instanță că nu-i trebuie și vă rămâne toată dumneavoastră și mai mult n-are ce căuta acolo. Întrebați avocata aceea, dacă e fetiță și e cu minte, puneți-o la treabă. Aha. Dacă sunteți persoană cu nevoi speciale, aveți copil cu dizabilități, cereți de la stat să vă apere, rugați-o pe ea să vă facă cerere de împărțire a averii cu soțul. Da? Eu mă gândesc, nu știu, poate de căutat undeva e un advocat, măi. Eu m-am dat acum la sud, mai mult a fost la dânsul advocat, dar advocatul și el cândva mi-a dat și divorțul și... la alimente că n-am dat. Și eu i-am adus aminte el că da, eu am fost cândva. Și tot probabil îi plătit de stat, nu? Da, și tot e de stat, dar el mai mult o... Rugați-l să vă apere pentru partajarea averii în alt proces. Dacă aveți încredere mai mult în avocatul soțului, îndrăzniți, șereți. El ar trebui așa să judeci, așa să vă apere și pe el și pe dumneavoastră să vă apere când îi clientul, când îi apărătorul dumneavoastră, adică când vă este... Când îi sunteți client. Așa că dacă aveți mai mult încredere în el decât în apărătoarea dumneavoastră, vorbiți cu el după ședință, până la ședință și îi spuneți, iată, vreau să inițiez partajarea averii ca pe viitor să nu se mai apropie. Lasă-vă ajute să faceți o cerere de chemare judecată, tot apărată de stat, faceți de nou un demers să vă apere, să vă ajute statul și gata. Și neapărat partajați averea. Dar în procesul ăsta pe 29 să cereți neapărat sau pedeapsă mai mare sau dosar penal. Ăsta e sfatul meu. Dosar penal sau cum a zis? Dosar penal sau pedeapsa cea mai mare. Pentru că se repetă și pentru că erau mai mulți, circumstanțe agravante. Dar ea că nu știu de ce cauză. Ei nu au scris, nici nu i-a chemat pe cei 2 persoane care au fost. Păi, eu chiar am întrebat. Păi asta cere și judecătoare. Cere să întoarcă înapoi la anchetă. Pentru că ei erau trei. Să insiști pe faptul că erau trei, că nu sunteți soți și spune că asta era violare de domiciliu. Se califică drept dosar penal. Și violență și violare de domiciliu. Dar nu sunteți familie. Iată ce trebuie să insiști la instanță. Și asta trebuie să-i spui și apărătoarei, femeiul, știi, cele să te apere cu ideile astea. Și dacă se întoarce la anchetă, s-ar putea să facă dosar penal. Ei acum au de gând să-i dea o amendă sau maxim arest de 15 zile, să-l scoată ușor. Și așa el să nu răspundă cu nimic. Dar ei sunt complice, ei au participat. Le știi numele, îi poți recunoaște, ei sunt din Căușeni? Da, dar pe cum? Neapărat trebuie să fie și ei trași la răspundere pentru complicitate. Penală, contravențională nu contează, adică contează, pedeapsa e mai mare la penală, evident, dar măcar cumva să fie și ei anchetați și pedepsiți, că altfel ei mâine o să vină în aceeași componență și o să facă același lucru sau mai grav, pentru că au fost mângâiați pe cap și încurajați. Eu i-am zis la doamnă atunci că de ce nu-i trage pe cei doi la răspundere? Când a fost a doilea sud, mi-a lămurit că a zis că ap la urma să-i lămuriți la sud de acum. Amoia când am ajuns iarăși de ei lasă, cei doi lasă. Să-l chemați neapărat pe Tudor Pânzari și pe Valentina Avramioti, doi membri Hyde Park, activiști de la Chișinău, nu de la Chișinău, asociația de la Chișinău, dar ei sunt din Căușeni, membri ai noștri și ei poate să vină să filmeze, să ceară socoteală, îndrăzniți și asociați-vă cu colegii noștri. Valentina și cu Tudor. Valentina, cum îi zice? Avramioti, Tudor știe, o să vă pun în legătură după aceea. Să vină la ședință pe 29 și faceți și protest dacă nu vă apără instanța. Și la poliție, și la procuratură, și la primărie, peste tot protestați că e gratis. Cu măști pe față, păstrați distanța și protestați. Eu cu domnul Tudor am vorbit, el a zis că eu nu pot nici să fotografiez, nu pot nimic. Ei, este chip că nu poate, dar să transmite în direct poate, asta sigur poate, Hyde Park îi dă bani pentru internet. Bine, bine, domnule, Doamne, sper ca să... Eu nu mi de asta, el dam zici ca să liniștească, ea ca cunoști din sud, dar eu totuși mă tem, eu dam... Dar nu a fost prima dată, nu a fost prima dată. El promitea de fiecare dată că o să se liniștească. Pentru recidivă, pentru circunstanțe agravante, că erau mulți, trebuie neapărat recalificat dosarul. Să fie penal sau să aplice pedeapsa maximă. Sănătate!